discuiile cel mai înalt nivel între SUA și Coreea de Nord, anunțul misterios al lui Donald Trump. Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, UNC director al CIA, a avut o întrevedere strict secret cu liderul nord-corean Kim Jong-un în timpul sărbătorilor de Paștele linierătii, relatează cotidianul Washington Post în ediția de marți, în condițiile în care președintele Donald Trump a confirmat ce au avut loc convorbiri cu Coreea de Nord la cel mai înalt nivel, relatează PA. Întâlnirea dintre liderul nord-corean sublinierei directorul CIA a avut loc pentru a discuta cadrul pentru potențiale convorbiri între Trump sublinierei liderul nord-corean, a menționat publicația citat, care a citat două persoane care au cunoscut subliniere timp în mod direct despre această întrevedere. Mike Pompeo, care a fost nominalizat pentru a ocupa funcția de secretar de stat după ce Rex Tillerson a fost concediat în martie, a apreciat programul de arme nucleare nord-corean ca fiind cea mai gravă amenințare la adresa securității cu care SUA se confruntă în prezent. Dacă se confirmă, aceasta ar fi întrevederea la cel mai înalt nivel între SUA sublinierei Coreea de Nord de la cea din anul 2000 între secretarul de stat american Madeleine Albright sublinierei Kim Jong-il, tatăl actualului lider nord-corean. Adresând se marci de la resubliniere din casa din Mar-a-Lago, Florida, unde a avut convorbiri cu premierul japonez Shinzo Abe, Trump a declarat jurnal sublinierătilor ce SUA au avut discuții cu Coreea de Nord la un nivel foarte ridicat. Întrebat mai târziu dacă a discutat personal cu liderul nord-corean, Trump a răspuns afirmativ, dar ulterior a spus ce nu a fost chiar a sublinierea. Purtoarea de cuvânt a Casei Albe Sarah Sanders a difuzat mai târziu o scurt declarație pentru clarificări, potrivit căreia președintele a afirmat ce administrația a avut convorbiri la cel mai înalt nivel, adugând ce acestea nu au fost direct cu liderul nord-corean, notează publicația citat. A adugat ce întrevederea cu Kim Jong-un ar putea avea loc probabil la începutul lunii iunie sau ceva mai devreme.